Partidul Socialiștilor are candidați, cunoașteți, au fost făcute declarații în acest sens de mai multe ori, inclusiv. Dar competența de înaintare a unui candidat din partea partidului revine Consiliului Republican. De aceea, haideți întâi să citim textul care a fost astăzi aprobat de Curtea Constituțională. 1. 2. Haideți să vedem ce legislație trebuie modificată. Să nu ne grăbim cu candidații. Totuși trebuie să ne clarificăm ce s-a întâmplat astăzi. Astăzi e o decizie, dacă doriți, o zi istorică. O decizie istorică. Cetățenii cer de mult acest drept și lor le s-a dat. De ce și cum, nu o să dau evaluări acum, încă o dată. Eu mă refer la faptul care ce s-a întâmplat. Curtea Constituțională astăzi a luat decizia că dă dreptul cetățenilor înapoi. Este un lucru bun. Haideți să vedem cum mai departe procedăm. Candidații o să fie. Vă faceți grijă. Și sunt fier convins că va fi un președinte puternic care va face regulă în țară. Vă mulțumesc. Domnul dumneavoastră, vreți candidat? Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la ședința Consiliului Republican, după ce vor fi făcute toate modificările în legislație, va lua o decizie în acest sens. Vă mulțumesc.